pedalează pe calea ferentă. Tot spațiul pentru ciclat de până la bordură e ocupat de mașini parcate ilegal. Acolo e semn care interzice staționarea. Trotuarul e pentru pietoni. Bine, sunt două benzi, dar oricând poate să-ți iasă în cale unul care vrea să iasă din parcare sau să-și repoziționeze mașina. Ori deschide portbagajul. Am mers cam la roșu, dar altfel e greu să te încadrezi în banda, să claxonează ăștia cu mașinile. Hai, unde te bagi? $15 la tun. Cel mai mic preț de un oraș. 6 grade în sectorul 5. Eu merg la poliție să dau mărturii. Am scris de mai multe ori la primărie sector 5 că pe garduri publice sau private sunt mesaje periculoase, ilegale, simboluri naziste, etc. Și până acum n-au făcut nimic. În aproape 2 ani de când i-am sesizat prima dată. Am făcut și protest, dar am scris și un denunț penal. Polițistul a fost în vacanță. Acum, pe 7 ianuarie, când creștinii de rit vechi serbează Crăciunul, eu, care sunt ateu, mă duc să dau explicații pe marginea denunțului penal. De ce cred că primarul Piedone trebuie tras la răspundere și pentru fapta asta? Adică lipsa unei fapte. Neîndeplinirea atribuțiilor de servici. Dacă e bloc de locuit, trebuia sesizată administrația blocului. Dacă e spațiu public, zid de instituții de stat, trebuia făcut acolo demersuri ca să șteargă mesajele și simbolurile interzise. N-a făcut asta, se dădea în spectacol cu altceva, se răspunde. Măcar o amendă penală pe lângă condamnările pe care le are pentru alte fapte ilegale. Părerea mea. Asta e primăria sector 5. Secția de poliție e chiar aici, alături, lângă monetăria statului. Faptele semnalate sunt tot pe aproape. Am fost audiat de polițist. N-am reținut cum îl cheamă, însă s-a prezentat și la telefon. Acum nu știu dacă s-a prezentat, dar probabil scrie pe documentul acela pe care l-am semnat. Nu contează, până la urmă, bine că a revenit din vacanță și bine că s-a apucat de investigat denunțul meu penal împotriva primarului Popescu Piedone, primarul sectorul 5. Păi îl consider vinovat că tolerează mesaje interziste, rasiste, xenofobe, neonaziste. Polițistul chiar de vreo 7-10 ori au scris chestia asta. Eu insistam să scrie mesaje ilegale. El zicea mesaje rasiste, xenofobie, adresate persoanelor de etnie romă, chiar în paranteză, sau cu ghilimele au scris ce fel de mesaj anume. Deci, să vedem cu ce se finalizează dosarul penal. Dar tovarășul Piedone, pentru nimic facere, riscă
măcar o amendă, dacă nu chiar închisoare, pentru încălcarea OUG-ului, care interzice svastici și alte mesaje xenofobe, rasiste. Putea să facă chestia asta, el s-a ocupat cu altceva și l-am sesizat. Încă și pe celălalt primar, pe Florea, prin martie 2020. Și asta toamna trecută, adică în 2021, am fost la primărie. Am vrut să vorbesc cu primarul. Nu mi-au dat voie, vorbi cu secretariatul. Le-am spus problema, mi-au trimis un răspuns în doi pieri. Situația nici azi nu e rezolvată. Putem merge și acum pe strada Pecineaga sau în scoarul acela de pe antiaeriană să vedeți svastici naziste, mesaje xenofobe, ilegale. Păi ce facem? Ne jucăm așa de primăria? De democrația? Iată și prima svastică pe bloc, strada Malcoci. Deci undeva e strada Pecineaga, care beneficiază de probabil tineri naziști ca locatari. Aici grafiti inofensiv. Rahova Art. Desenați băieți, dar nu svastici, iată, ca acolo. Tot trădăm Malcoci. Și mare, nu cred că nu o vede administrația blocului. Aleea Sălaș. Bine că faceți locuri de joacă, dar ce viitor pregătiți tinerilor, noi generații. Revenirea legionarilor. Revenirea nazismului și a fascismului. N-ajung 40 de ani de comunism. Strada Vicina. Svastica, simbol periculos și interzis. Prin ordonanța 31 din 2002, dacă nu greșesc. Cred că am ajuns și la strada Pecineaga. Popina Oltina. Nu,
aceeași culoare cu care au desenat simbolul clubului Steaua. Aici era și încă se mai vede mesaj xenofob. Anti-rom, rasist. Și aici era, l-au astupat și tot se vede. Strada Pecineagă. Și aici e calea Rahovei. Deci între calea Ferentari și calea Rahovei, poftiți. Avem așa ceva.